Când mediul înconjurător este mai cald decât interiorul corpului, aerul exterior este prea cald sau umed pentru a accepta pasiv căldura din piele, dar și pentru a evapora transpirația, ceea ce împiedică organismul să-și elibereze căldura. Tipuri de hipertermie și simptome asociate includ căldură și oboseală. Ce stadiu de hipertermie provoacă transpirație excesivă, epuizare, crampe musculare, spasm și durere, durere de cap sau o ușoară greață, extenuare de la căldură. Excesul de căldură, dacă este lăsat netratat, poate duce la accident vascular cerebral de căldură, care este o condiție care pune în pericol viața. Simptomele de epuizare a căldurii includ piele rece, palidă, umedă, puls rapid, dar slab, greață, vărsături și diaree, durere de cap, crampe musculare, slăbiciune, sete intensă, amețeală, urinare mai puțin frecventă, dificultăți de atenție sau concentrare, umflarea ușoară a picioarelor și a gleznelor. Se consideră că o persoană suferă de insolație atunci când temperatura corpului atinge 40 de grade Celsius sau chiar mai mult. Insolația este cauzată de expunerea prelungită la temperaturi ridicate sau de activitatea fizică desfășurată pe vreme caldă. Cea mai mare temperatură pe care corpul uman o poate tolera este o temperatura bulbului umed de 35 de grade Celsius. Temperatura bulbului umed nu este aceeași cu temperatura aerului, pe care ați putea să o vedeți raportată în prognozele locale sau de aplicația meteo preferată. O temperatura bulbului umed este măsurată de un termometru acoperit cu o cârpă înmuiată cu apă și ia în considerare atât căldura cât și umiditatea. Relatează Antena 3.ro.